Da, bun găsit tuturor! Gică Popescu este invitatul emisiunii din această seară. Cu permisiunea dumneavoastră o să vă cer, mai ales pentru cei tineri, 2 minute să vi-l prezint pe oaspetele emisiunii, unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului românesc, și nu e un bilet de favoare, este o chestiune obiectivă. Eu am să vă dau câteva repere, dumneavoastră o să judecați. Cariera lui Gică Popescu a fost una cu adevărat fabuloasă. Are 115 prezențe și 16 goluri pentru echipa națională. A câștigat trofee în România, titlul de campion cu Steaua, în Olanda, dublu campion cu PSV Eindhoven, și în Turcia, de 3 ori câștigător al campionatului cu Galatasaray. Are 3 trofee europene, să zic, Cupa Cupelor cu Barcelona, Cupa UEFA și Supercupa Europei cu Galatasaray. Gică Popescu a jucat în 7 țări, doamnelor și domnilor. În România, cu precădere la Universitatea Craiova, dar și la Steaua, cum spuneam, și la Dinamo, apoi în Olanda la PSV Eindhoven, în Anglia la Tottenham Hotspur, în Spania la Barcelona, în Italia la Lecce, în Turcia la Galatasaray, în Germania la Hanovra. Sunt 7? 7. Am mai uitat vreuna? Nu, nu cred că am uitat niciuna. Deci 7 țări, a participat la 3 turnee finale de campionat mondial și la 2 de campionat european. Este unul dintre membrii așa numitei generații de aur, jucătorul care a fost ales de 6 ori, vă rog să fiți atenți, cel mai bun fotbalist român al anului, de 4 ori consecutiv, 89, 90, 91, 92, după aia o pauză dedicată lui Gică Hagi, și 95-96. Un singur jucător din istorie, Gică Hagi, are mai multe titluri de Best of the Year, Gică Hagi. Acesta este, doamnelor și domnilor, Gică Popescu, l-aveți în fața dumneavoastră. Am strâns atâtea întrebări încât aș putea să fac o emisiune de vreo 5 ore. O să trească să ne limităm la o singură oră. Bine ai venit, Gică! Mulțumesc de invitație, Nea Ovidiu. Aș vrea să completez, nu, la cele 6 titluri de cel mai bun fotbalist al anului. Pentru mine, aceste titluri au o valoare aparte, pentru că au fost în competiție cu cel mai bun jucător din istorie, cu Gică Hagi. Corect. Deci, noi, o perioadă de 11 ani, am împărțit titlurile de cel mai bun fotbalist. Eu 89, 90, 91, 92, el 95, 96, după aceea eu 98, 99, avem din nou Gică și 11 ani am împărțit titlurile. Deci pentru mine au o valoare uriașă, pentru că, repet, sunt într-o competiție cu cel mai bun jucător din istorie. Corect, și așa a făcut destinul, așa a hotărât soarta. Cei doi, după cum știți, cei doi Gică sunt și cumnați, sunt căsătoriți cu 2 surori. Nu știu de unde să încep. Primele amintiri sunt de la turneul de junior de la Viareggio. Ce an era, Gică? 83? 85. 85, da. O echipă de juniori a Craiovei cu Gică Popescu, cu Badea, cu Sândoi, cu Zamfir. Cu Zamfir. Da, o echipă frumoasă, cu niște meciuri cu Atalanta, mă rog. Eram toți mai tineri și de-aia ne aducem aminte cu mare plăcere. După cum bănuiesc că știți, Gică Popescu este și consilier onorific pe lângă primul ministru al României pentru organizarea campionatului european, turneului final din 2020, firește partea de la București. Gică, s-a schimbat premierul. Ai rămas în continuare? Da. Eu am fost chemat împreună cu Gică Hagi de către primul ministru al României de atunci, Mihai Tudose, în iarna lui 2017, mai precis în decembrie 2017, și ni s-a propus ca împreună să ne ocupăm de organizarea campionatului european, până atunci nefăcându-se absolut nimic referitor la acest proiect. Gică a declinat oferta și a spus premierului că se ocupă de clubul de la Constanța și de proiectul de la Constanța și este imposibil să se ocupe. Iar eu am cerut o perioadă de gândire de o lună de zile, pentru că nu știam la ce mă înham, nu știam ce anume s-a făcut în acest proiect și ce urmează a fi făcut. Am cerut o perioadă de gândire de o lună de zile, după care am acceptat, cu condiția ca eu să fiu cel care coordonează acest proiect. Și Am acceptat. În 2018 am devenit consilier de stat al primului ministru. După o lună de zile mi-am dat demisia pentru că nu vreau să planeze această idee că aș putea, că m-am dus la guvern pentru bani și am renunțat la funcția de consilier de stat și am devenit consilier onorific fără să fiu plătit. Și mă ocup din 2008. Deci acum nu e niciun ban din activitatea asta. Niciun ban. Care cât îți ocupă zilnic? Am luat o singură lună pe care am donat-o la Fundația Mereu Aproape a Sandrei Stoicescu și după aceea am rămas consilier onorific, funcție neplătită. Cam câte ore pe zi te ocupi de chestia asta? Depinde ce program avem, depinde câte lucruri sunt de făcut. La început am muncit foarte, foarte mult acest proiect, credeți-mă, pentru că atunci când am mers și am preluat proiectul, nu se făcuse absolut nimic. Și eu l-am luat nu de la zero, de la nivelul -1 și în momentul de față l-am adus la un grad de 95%. Acest proiect este făcut. Lumea, când vorbim de Euro 2020, vorbește numai de stadioane, de cele 3 stadioane sau 4 stadioane și de calea ferată. Eu vreau să vă spun că atunci când Guvernul României a depus manualul de candidatură, pe lângă garanțiile guvernamentale cerute de către UEFA, pe bună dreptate și bine s-a făcut, s-au mai pus în dosarul respectiv construcția 4 stadioane, metrou, 400 de baze sportive și mult mai multe lucruri. UEFA a zis, ok, dacă vreți să faceți, puteți să faceți, însă pe noi ne interesează aceste garanții guvernamentale pe care noi le-am cerut și care trebuie făcute până la o anumită perioadă. În proporție de 95%, cum am spus, aceste garanții sunt implementate, mai sunt doar lucruri mărunte de făcut, astfel încât în iunie anul viitor să fim pregătiți. Deci, Gică, hai să înțeleg, dacă am înțeles bine. Deci dacă nu reușim să facem un tren ăsta rapid, un metrou, din oraș până la Otopeni, nu e gaură în cer. Adică... Dar planul de mobilitate făcut de către Primăria Capitalei împreună cu UEFA este deja agreat. Da? Deci, dacă se va termina calea ferată, este o modalitate în plus de a transporta suporteri de la aeroport către gară, din gară fiind... Dacă nu pot veni și cu autobuzele, că nu are nimeni. Deci, repet, planul de mobilitate este deja acceptat de către UEFA, care l-a făcut și a lucrat împreună cu Primăria Capitalei. Acum că nouă ne place să facem totdeauna scandal, să facem gălăgie, că suntem întârziați datorită căii ferate, că suntem întârziați datorită stadioanelor. Că se puteau face lucruri începând mult mai devreme, asta este adevărat. Dar de când am preluat eu din 2018 acest proiect, eu vă spun că s-a lucrat foarte, foarte, foarte mult, pentru că altfel nu eram la nivelul la care suntem acum, în proporție de 95%. Bun, acum nu te supăra. De ce trebuie să fie un stadion cu 30 sau 40.000 de locuri ca să antreneze o echipă Ucrainei? Se poate antrena pe terenul de la Voluntari. Eu mă aduc aminte la Albi, în Franța. Da. Ții minte? Ne antrenam pe niște făcăune, adică nici dar vorbă. Dar sunt agreate 3 baze de antrenament la Berceni, la Voluntari și Buftea, pentru echipele baza federației, plus stadionul Ghencea, care va fi operațional pentru antrenament, și Arcul de Triunf. Dar s-ar putea ca noi să terminăm aceste stadioane și să vină orice echipă care va veni la București să spună nu vrem să ne antrenăm pe stadion, noi vrem să ne antrenăm în parc. Deci noi nu trebuie să facem aceste stadioane pentru euro, să le facem oricum, să bage bani, o grămadă de bani, Guvernul prin Compania Națională de Investiții, și să le facem prost, după care să mai băgăm alte milioane să reparăm ce am făcut prost. Deci acest stadion este senzațional că se fac, pentru că ne vor rămâne, și odată cu construirea celor 3 stadioane, eu sper că se va face și Dinamo. Deci vom avea 4 stadioane făcute, plus cele din proximitate, Ploieștiu și Giurgiu. Atunci Bucureștiul va avea o infrastructură sportivă care îi va permite să organizeze competiții, campionate europene de juniori, de tinere, de rugby, de ce vreți, având această infrastructură sportivă. Deci această infrastructură sportivă este binevenită pentru ce va urma de acum încolo. Da, pentru că ea trebuie folosită, această infrastructură sportivă. Nu ne rezumăm, campionatul european, am făcut 2 antrenamente și la revedere. Adică hai să precizăm un lucru. Deci nu există niciun risc în momentul de față ca UEFA să ne ia organizarea că n-am făcut metrou sau nu știu ce. Adică e exclusă varianta. Exclusă varianta. Da, iată, că am citit undeva că scria unul, bine, la noi se dă tot timpul cu pietre în pomii cu roade, sunt supărat pe Gică Popescu că a promis că face tren la Otopeni și n-a făcut. Da, dar cine a zis că nu s-a făcut? Da, se face, nu? Dar se lucrează. Se lucrează. S-ar putea să fie gata până la europene? Da, se poate. Constructorul are termen de predare a căii ferate data de 15 mai. Dacă nu-l respectă, eu nu am văzut contractul, ce contract s-a semnat, dar termenul de terminare a căii ferate este 15 mai. Și deci n-a fost niciun pericol atunci când s-a schimbat ultimul premier Dăncilă cu Orban să te schimbe. Eu când am preluat acest proiect, coordonarea acestui proiect, am pus o condiție ca acesta să nu aibă o conotație politică. Și trebuie să spun, da, pe bună dreptate, că guvernul anterior nu s-a implicat decât în a face bine anumite lucruri, nu s-a implicat absolut deloc, nici în alegerea celor 150 de baze să meargă către orașe de o anumită culoare politică, după care a venit nou prim-ministru și m-am dus la dânsul și i-am spus că eu m-am ocupat până acum de o coordonare a acestui proiect, da? Și că dacă dorește să continui coordonarea acestui proiect, eu rămân cu mare plăcere, pentru că îmi place că atunci când încep un lucru, sunt duc până la bun sfârșit. Și domnul Orban a zis, nu este niciun fel de problemă, noi vroiam să-ți propunem să continui acest proiect, vom lucra împreună, vei avea același sprijin pe care l-ai avut și până acum, astfel încât să ne prezentăm la 14 iunie foarte bine și să avem o organizare a turneului final de succes, deci lucrurile au continuitate. Bun, dar l-am văzut totuși pe primul ministru Orban mergând la aceste stadioane într-un fel de inspecție și parcă nu erai cu el. Ba, eram. Dar nu place să ies în față. A, nu, n-ai fost în prim plan. A doua. Dar ai făcut parte din delegația care a vizitat. Pentru că în poze n-ai apărut și zic, băi... Nu, am fost cu dânsul. Bun, acum nici nu mai știu că spuneam atâtea întrebări. Asta e limpede, deci lumea trebuie să înțeleagă de la o persoană care e autorizată să dea o asemenea precizare, nu există niciun risc că s-a zis că vine Suedia să ne ia, să pierdem organizarea celor 4 meciuri de la turneul final din 2020. Nu, pentru că noi avem lucrurile în derulare, lucrurile... Știți ce? Eu v-am spus că bună organizare nu stă în construirea stadioanelor sau a căi ferate. Însă, din punct de vedere al imaginii, unde... cu tot respectul, nu cred că excelăm în multe capitole, ar fi bine să le terminăm. Ar fi bine să le terminăm pentru că ne-am prezentat în fața celor de la UEFA cu 2 stadioane care sunt gata de antrenament. Calea ferată ar fi o modalitate în plus de a transporta suporterii de la Otopeni către centrul orașului, dar ar da foarte bine. Nu trebuie să ne ascundem acest lucru. Că dau bine să le avem terminate pentru Euro 2020. Dar nu există pericolul să pierdem organizarea dacă aceste obiective nu vor fi terminate. Acum e teamă că, din păcate, nici nu vom avea foarte mulți suporteri. Vor juca Ucraina singur, nu este o rețetă... Austria, care nu sunt 2 echipe cu... Am fi preferat Portugalia, în schimbul Ucrainei, sau o altă țară care aduce foarte mult Germania, adică cineva care... Da, așa e, omului sărac nici boi nu-i trag. Gică, hai să o luăm așa, să o luăm cu Barcelona. Este antologică fotografia, am văzut-o și pe Nou Camp, în care ridici deasupra Cupa Cupelor, erai capitanul Barcelonei, da? Ți-aduce aminte primul meci, te pun la încercare, la care ai fost capitanul Barcelonei? Când am semnat cu Barcelona, eram accidentat din perioada Tottenham și am făcut o perioadă de 2 săptămâni antrenament singur. A 3-a săptămână am intrat în program cu echipa și am jucat primul meci amical la care eu am participat, era la Groningen. Am ieșit la încălzire. Când am întors de la încălzire să schimbăm tricourile de încălzire cu cele de joc, la numărul 5, numărul meu, am găsit banderola de capitan și fanionul pe care trebuia să-l schimbe capitanul cu echipa adversă. Și am zis lui Cema, că era magazinerul echipei, am zis, Cema, ai greșit locul unde trebuia să pui bandera ăla. Și a zis, tu ești capitan de echipă. Deci, în primul meci pe care l-am jucat la Barcelona, meci amical, în pregătire la Groningen, Cruyff m-a pus capitan de echipă. Fără să spună nimic? Absolut nimic. Era o modalitate de a te responsabiliza. Pentru că atunci când am semnat și am făcut prezentarea oficială a clubului, a transferului, Cruyff a vrut să stea de vorbă 5 minute cu mine. Mi-a spus programul de antrenament și în final mi-a zis următorul lucru. Știi de ce te-am adus la Barcelona? Și am zis, mister, că să joc fotbal. Nu, ca să faci diferența. Noi nu aducem jucători străini ca să joace fotbal. Aducem să fie mai buni decât spaniolii noștri. Interesant. A dat mâna, succes, dar și a plecat. A zis, noi aducem străini ca să fie mai buni decât ăștia ai noștri. De-aia plătim și mai mulți bani, deci voi străinii trebuie să faceți diferența. Acum, sigur că jucând în atâtea țări, ai avut o sumedenie de antrenori. Cruyff a fost, bănuiesc eu, sumum. Peste Cruyff n-a fost nimeni, nu? Locul 1, 2 și 3, Johan Cruyff, după care restul. Cruyff sau Cruyff? Depinde în ce limbă vorbești. Olandeză, Cruyff... El cum se recomanda când vorbeai cu el? Johan. Aici numai Johan. Nu, Johan, dar și în Spania nu spunea nimeni Cruyff, Johan, toată lumea, Johan. Nici nu era nevoie să mai spună nimic, era suficient să-l vezi. Dar ce avea în plus față de alții, Gică? Nu știu, Neoviu, dar dacă întrebați toți jucătorii care au lucrat cu Cruyff, o să vă spun același lucru. E Cruyff și restul. Deci avea o putere de a te convinge că anumite lucruri pe care le spunea el erau adevărate, încât închideai ochii și făcea exact ce spunea el. Mi-aduc aminte, la un moment dat, pregăteam un meci și ne spunea cum să facem pressing, să încercăm să blocăm fundașul stânga, nu, să lăsăm fundașul stânga liber și să ne apărăm într-un anumit fel. Și îi spunea, mister, dar dacă dă o diagonală fundașul stânga la extrema dreaptă, ne prinde descoperiți. Nu se va întâmpla lucrul ăsta. E bine, mister, dar dacă se întâmplă, și că nu există jucătorul ăla, că dacă ar fi existat, era la noi. Îl luam noi la Barcelona. Era la Barcelona, deci nu există jucătorul ăla. Deci avea, mă dau un exemplu, jucam cu Bayern München în semifinalele grupei UEFA și nu aveam niciun fundaș central. Toți erau occidentați. Și m-a luat pe mine, pe Guardiola și pe un mijlocaș care nu prea juca, ne-a băgat într-o sală și a zis, a venit cu cafeaua și a zis, voi trei jucați fundaș central astăzi, da? Contra lui Klinsmann și, nu știu, un alt jucător de echipă națională. Vă las 5 minute, când mă întorc să-mi spuneți cum jucați. S-a întors și ne-a zis, hotărâți-vă când jucați. Ne-a lăsat nouă responsabilitatea să ne hotărâm care pe cine marchează și să ne asumăm, pentru că eram jucători de nivelul Barcelonei. Eu am zis, eu îl marchez pe Klinsmann, că îl cunoșteam de la, jucați-vă împreună la Tottenham. Guardiola nu era jucător de marcaș, a zis, eu rămân liber, și celălalt jucător a marcat celălalt fundaș, celălalt vârf. A intrat și a zis, v-ați hotărât? Da, mister. Eu îl marchez pe Klinsmann, celălalt vârf și Guardiola liber. Okay. Și a început să ne dea indicații de cum să jucăm. Dar ne-a dat responsabilitatea nouă. A zis, hotărâți-vă cum jucați. Și a plecat. Deci era imens ca antrenor. Da, un antrenor... Uriaș. Mai mare decât toți, în orice caz, cei pe care ai avut. Un vizionar, un antrenor incredibil. Că tot vorbind de antrenor, Iordănescu, Pițurcă, dacă te-aș ruga să faci o paralelă? Să-i compar? Da. Să-i compar? Nu cu Cruyff, între ei. Cruyff e deja altă dimensiune, nu? Diferiți antrenori care sunt din generații diferite. Nea Puiu, un antrenor cu o personalitate incredibilă. În perioada aceea veneam majoritatea jucătorilor de la echipe gen Barcelona, Chelsea, Leverkusen, Milan, da, și avea nevoie de un antrenor cu o personalitate incredibilă și ne-a ținut în frâu nemaipomenit de bine. Pițurcă, un antrenor cu ideile fixe, dar nu puteai să-l deviezi de la idei. Foarte încăpățânat. Dar încăpățânat din punct de vedere tactic, din punct de vedere al viziunii. Da, al viziunii despre fotbal, cu personalitate de asemenea uriașe. E greu de comparat. Doi antrenori foarte buni amândoi. Dar aia, cu Iordănescu ai avut un oarecare conflict la un moment dat, nu? Sunt mai târziu, care, acum, în epoca modernă. Dar nu are nimic de a face cu fotbalul. Nu, toată lumea spunea că eu am fost supărat că după ce s-a întâmplat în 2014, dânsul a rămas să lucreze la federație. Nu are nimic de a face cu... Are o chestie strict personală. Da, adică nu ăsta a fost motivul. Nu. Dar care a fost motivul? O chestiune personală pe care lucrurile personale... Eu am lucrat cu Nea Puiu și am avut o relație de respect extraordinară și în continuare îi port un respect deosebit, dar lucrurile acestea nu se fac publice. Suntem bărbați, n-am apucat să vorbesc cu dânsul. Dânsul știe și știe de asemenea că am dreptate, pentru că ne-am întâlnit de foarte multe ori și nu a venit odată să zică, băi lungane, cum spunea Puiu, ia vină încoa să stăm de vorbă. Păi cum? Da? N-a venit odată să facă lucrul ăsta și la personalitatea care o are Nea Puiu. Dacă avea dreptate, sunteți orgolioși. Dacă avea dreptate, mă lua deoparte și discutam. Dar dânsul știe că am dreptate. Bun, spune-mi altceva. Nu știu în ce măsură lumea știe, dar bănuiesc că știe că e secretul lui Policinel. Gică Popescu e de la o vreme și președintele clubului Viitorul Constanța, la care antrenor și manager, patron este... cumnatul Gică Hagi. Deci, pe de o parte, ca președinte, e șeful antrenorului Gică Hagi, pe de altă parte, ca salariat, este subalternul Gică Hagi. Cum vedeți? Cum merge relația asta? Eu cu Gică suntem prieteni de, nu știu, de 30 de ani. Da? În momentul în care am devenit și cumnați, lucrurile s-au complicat, cu ghilimele de rigoare, și mai mult. Petrecem foarte mult timp împreună, vacanțele le facem împreună, copiii noștri au crescut împreună și în continuare au o relație foarte apropiată, pleacă în vacanță împreună toți cei 4 copii ai noștri, noi de asemenea facem vacanțele împreună. Deci am avut o relație cu Gică din totdeauna foarte, foarte bună. De-a lungul timpului am avut nenumărate discuții, ne-am certat, ne-am păcat, pentru că Gică are un lucru nemaipomenit, vulcanic, dar cât de repede se aprinde, la fel de repede se stinge imediat. Da? De când sunt președinte la Viitorul, cred că ne-am certat în 6 luni de zile mai mult decât ne-am certat în toți cei 30 de ani de când ne cunoaștem. Dar când vorbesc de ceartă, exagerez, ceartă, discuții pe fiecare cu părerile lui pe partea sportivă, nu? Eu, Gică, de mai bine de 2 ani de zile mă tot rugas, vino lângă mine, că am nevoie de cineva, Gică, nu, că deocamdată nu vreau să vin, lângă tine să mă plătești pe mine, pentru că nu pot să-ți iau bani. Mă rog, și până la urmă... Da, iartă-mă, acum ai salariul de la Viitor. Am salariul, da, am salariul la Viitor, pentru că el mi-a zis, băi, dacă nu vii tu, iau pe altcineva. Deci dacă nu vii tu, eu te rog să vii. Dacă nu vii tu, iau pe altcineva și oricum trebuie să am pe cineva lângă mine, pentru că am nevoie de cineva, nu pot. Te rog să vii lângă mine. Și atunci m-am dus, el știe foarte bine și alte oferte pe care le-am avut de la noi din țară să mă duc președinte. Am spus întotdeauna că în țară, atât timp cât Gică va avea echipă și va fi antrenor, îmi va fi imposibil să mă duc la alt club și să fiu adversar cu el, pentru că nu pot să fac lucrul acesta. Mă bucur că am luat această hotărâre și m-am dus lângă Gică, pentru că avea nevoie să fie cineva alături de el să-l ajute și pe partea administrativă, el făcând la Viitorul cam tot, și administrativ și tehnic, lucru care este foarte greu de gestionat. Da, sincer, e ușor de lucrat cu el, că este un tip care își impune punctul de vedere întotdeauna. Nu este ușor de lucrat, însă atunci când îl știi pe Gică și îl cunoști așa cum îl știu eu de foarte mult timp, este mai ușor de lucrat decât dacă vine cineva din exterior și să lucreze pentru prima dată cu Gică. Fuge imediat, pentru că Gică este un perfecționist, dorește să facă lucrurile toate la perfecție și nu întotdeauna reușește. Și atunci are o anumită... Controlează el tot. Controlează, adică... vrea să controleze și până la urmă este normal atât timp cât ai banii tăi băgați acolo, și Gică a băgat foarte mulți bani acolo. Eu știind de aceste exigențe ale lui Gică, însă cunoscând foarte bine ce vrea, pentru că, ok, noi suntem de 6 luni de zile împreună oficial, dar eu cu Gică am vorbit zeci de ore despre proiectul ăsta și m-a consultat și i-am dat părerea mea. Nu erai președinte și te duceai la toate meciurile și eram acolo și ne întâlneam după aceea și vorbeam și când vine acasă, când vine la București, vine la mine și stăm de vorbă și vorbim și petrecem timp cu familiile. Dar noi tot de fotbal vorbim. Deci ore și ore și ore vorbim de proiectul ăsta. Deci eu îl știu foarte bine și mi-a fost foarte ușor să mă integrez atâta timp cât știam de la început filozofia și pașii și momentele bune și momentele grele. Deci mi-a fost mult mai ușor să mă, să mă încadrez. Lumea nu e conștientă că Gică Hagi, ca și tine, ați câștigat în viața de fotbalist. Dar el a riscat imens că a băgat toți banii în această afacere care putea să falimenteze. Din întâmplare ea merge bine, dar putea să meargă rău. Din 99 de proiecte, dintr-o 100 de proiecte, 99 a fi falimentat. Singurul care a stat în picioare este proiectul lui, pentru că s-a ocupat el. Dacă nu s-ar fi ocupat Gică și dacă nu ar fi fost atât de implicat în toate departamentele din club, până l-a pus la punct, vă spun că nu reușeam. Scuze-mă, mi-a spus cineva, nu știu dacă nu e numai folclor, că atunci când vine la stadion verifică dacă mingile sunt umflate suficient. Ia mingile și ne încearcă. Dar asta e un lucru important. Da, adică asta e un lucru important, pentru că asta patronul este... să verifici... Dar el acolo când intră în stadion nu mai e patron, el e antrenorul echipei și se comportă ca antrenor, că are anumite preocupări și ca patron, e normal, dar Gică atunci când pune piciorul în baza de la Ovidiu este antrenorul, este managerul echipei, pentru că se ocupă și de junior, se ocupă... Când vorbesc de junior, se ocupă de filozofia și de implementarea filozofiei la juniori. Pentru că el a zis, asta e filozofia, așa o implementați, ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i faceți. Și dacă nu îi urmărește, nu se implementează. Da, uite, lui, ca să zic așa, afacerea îi merge. Ție nu prea ți-au reușit afacerile sau greșesc eu? Ai fost într-o chestie cu energie solară, cu... Păi da, și cine a zis că nu a mers? Hotelul de la Calafat l-ai vândut, s-a închis, ce ai făcut? Nu, hotelul la Calafat este în continuare la Calafat, dar știți cum este cam ce se întâmplă și la Euro 2020. Alea bune nu le spune nimeni. Da, sigur. Alea rele... Totdeauna lumea reține ce e rău. Da, ce e rău. Deci, ca să fac un balans între cele bune și cele mai puțin bune este un 80% alea bune și 20% alea nereușite. Însă la noi se scot în față alea negative. Sigur, povestea lui Lucescu, un ziar turcesc, un ziar, l-a înjurat pe Lucescu. Selecționerul și președintele Federației l-au lăudat. Toată lumea a reținut, turcii îl înjură pe Lucescu. Da, deci eu nu trebuie de fiecare dată când fac un lucru de business bun, să ies la televizor să spun, băi băieți, am făcut lucrul ăsta bun, ca să-l știți. Nu, dar lumea vorbește și de-aia te și provoc să dai un răspuns. Domnule Gică Popescu îi merge prost. A avut niște combinații cu spaniolii, e în faliment Gică Popescu. De-aia s-a și dus salariat la Hagi. Și aș vrea să am un răspuns de la tine. Mi-aș dori ca întotdeauna, toată viața mea să meargă la fel de prost cum merge acum. Ăsta e în sfârșit un răspuns. Deci, aveți cuvântul meu, mi-aș dori ca toată viața să meargă cum a mers ultimele 2 ani de zile, de exemplu. Dar toată viața. Sunt informat că ți-ai comandat un BMW nou, așa încât... Nu trebuia să spun? Nu contează. Păi era mașina veche, trebuia să o schimbăm la un moment dat. Deci, să nu poartă nimeni de grijă că lucrurile merg foarte bine. Bun, foarte bine. Mă bucur că lucrurile stau așa. Întorcându-ne la viitorul, ce vă propuneți, Gică? Vreți chiar să câștigați campionatul? Ăsta este obiectivul? Sau? Obiectivul nostru an de an este de a intra cu echipa mare, cu viitorul, în play-off și să promovăm cât mai mulți copii pentru echipele naționale. Ne interesează trofeele la junior, ne interesează performanțele la junior. Ne interesează ca în fiecare an să urce cât mai mulți copii de la juniori către echipa mare. La juniori și la under și la nu știu ce. Titlurile sunt obținute de către jucătorii valoroși. Și obținând titluri, Asta este și filozofia de la junior de la noi, în fiecare zi să învățăm să fim cei mai buni, să fim cei mai buni și pentru asta ne antrenăm să fim cei mai buni. A fi cel mai bun înseamnă antrenament de antrenament, meci de meci și după aceea la final să tragem linie, să fim pe primul, să jucăm finală, pentru că într-o finală se pot întâmpla multe lucruri, dar obiectivul este să ajungem în finală, la toate grupele și bineînțeles că odată ajuns în finală dorim să le și câștigăm finalele. Dar nu am avut niciodată obiectiv să câștigăm titlul. Cine nu și-ar dori să nu câștige titlul an de an? Ne dorim și noi, și Iașu, și Chiașna, și Craiova, și toate echipele. Dar nu acesta a fost obiectivul nostru. Bineînțeles, o dată ajuns în play-off, meci cu meci, pentru că, din punctul meu de vedere, în fotbal nu trebuie să existe decât un singur obiectiv, meci următor. Și după aceea, următorul meci și tot așa. Parcă la aud vorbim pe Gică Hagi. Da, astfel încât la final, să tragem linie să vedem unde ne aflăm. Dar nu cred că există o echipă care începe campionatul și nu și-ar dori să iasă campioană. Da, sigur că, logic. Spune-mi, Gică Hagi s-a supărat pe gazetă că, mă rog, nu l-am trecut pe lista posibililor selecționeri la retragerea lui Contra. Noi ne-am gândit că nu poate să-și părăsească clubul pe care el l-a... Păi da, dar dumneavoastră nu făceați o negociere atunci cu fiecare antrenor. Făceați o evaluare, încercați să vedeți ce vrea publicul. Deci nu făceați o negociere cu fiecare antrenor ca să ajungeți... Dom'le, nu negociem cu Hagi. Confirm că s-a supărat pe noi. Cum? Confirm că s-a supărat. Confirm că avea dreptate. Da. Că dacă aveați o negociere cu fiecare antrenor... Băi, nu negociem cu tine, Gică, pentru că ai spus că nu vrei. Dar era o chestie doar la nivel de consultare și avea locul Gică acolo. Dar crezi că, sigur nu l-a contactat nimeni, din ce știu eu, nu? Nu. Nimeni. Dar crezi că dacă l-ar fi contactat, ar fi acceptat? Nea Ovidiu, asta este o chestiune de evaluare personală. În momentul în care primești o astfel de ofertă din partea echipei naționale, nu cred că există antrenor, în cazul acesta antrenor român, căruia să-i se propună să nu facă o evaluare. Eu sunt convins că dacă i-ar fi propus lui Gică, Gică ar fi evaluat adică s-ar fi gândit la asta. N-ai cum să nu te gândești. Stai de vorba, asculti, după care, într-un timp de o zi, o lună, o săptămână, te dai un răspuns. Dar el nu a primit această propunere din partea Federației. Sincer, Gică, crezi că Federația, Burleanu țintit, Federația are ceva cu Hagi? Cred că are ceva, că nu l-a invitat la că au ceva cu întreaga generație a noastră. Cu toată generația de aur. Așa cred eu sau așa simt, așa văd tot ce se întâmplă și toate aceste lucruri care ar fi putut fi făcute în mod decent, și cu respect, nu se fac. Eu vă întreb, cum ar fi arătat o astfel de gală cu Mircea Lucescu, Pițurcă, Enei, Iordănescu a fost prezent, Hagi, Dan Petrescu, Chivu, Mutu, toată lumea fotbalistică, era plină și toate... Ăștia erau oameni cu care trebuia să te mândrești, pe deci care îi cunoaște Europa. Noi avem foarte mulți oameni în sportul care să ne mândrim, vorbesc de fotbal, da? Și atunci când ai un astfel de eveniment, nu aduc cea mai valoros, cel mai de renume să scot în față? Dar de ce să simt? Nu vii cu... De ce le era teamă că nu apar în poze ei, cei care sunt acum de la Federație? Dar cum să nu scoți oamenii? Pentru că văd că scrie peste tot că ne prețuiesc, că ne apreciază. Unde e aprecierea? Unde e aprecierea când tu nu inviți oamenii cei mai importanti din fotbal la un eveniment, de asemenea încărcătură? Când m-am întâlnit cu Luis Enrique, ne-am îmbrățișat și mi-a zis el otro Gică, donde sta? Unde e celălalt Gică? Ok, i-am zis că e cu antrenamentele, m-am întâlnit cu Figo. Ne-am pupat. Mergem după aia la masă, da, vine și celălalt Gică. Păi nu, că e cu antrenamente. Am ieșit la masă cu Figo și cu Casillas și le-am zis la masă, m-a întrebat, păi da, Hagi, de ce n-a fost prezent? Și a zis, bă, lui, știi ceva? Nu a fost invitat. Și hai, mă, faci mișto de mine? Bă, nu a fost invitat. Păi e o problemă? Are Gică o problemă cu federația? Niciun fel de problemă. Hai, bă, mă ridic de la masă și plec. Cum? Adică ce se întâmplă? Cum să nu fie Hagi invitat la un asemenea eveniment? Deci nu puteau să creadă că federația nu l-a chemat pe Hagi la un eveniment de asemenea importanță, gândire de om normal, dintr-o lume normală. În Spania. Ori, nu mai spun că ar fi meritat să fie Mircea Sandu prezent la acest eveniment, pentru că în perioada lui Mircea Sandu... Da, e unul care a avut contribuție. Mircea Sandu era în comitetul executiv care a dat României, Bucureștiului, organizarea celor 4 meciuri. Fără el, poate că nu luam meciuri. Toate aceste divergențe care le avem, poate zi de zi, la un astfel de eveniment, pălesc. Și mi-aduc toată lumea. Arăt bine în fața lumii fotbalistice. Uite-i, bă, sunt împreună. Tot ce a avut fotbalul românesc bun. După a doua zi poți să ai din nou dueluri, poți să ai păreri diferite, dar la un astfel de eveniment trebuie să părem, trebuie să dăm dovadă de unitate, trebuie să dăm dovadă că suntem împreună. Nu trebuie să vadă lumea de afară că noi suntem, de exemplu, în tabere diferite. Care și asta este un lucru normal până la urmă. Nu trebuie să gândim cu toții la fel. Nu trebuie să vedem fotbalul cu toții în același mod. Dar la un astfel de eveniment, ce pierdeau oamenii ăștia dacă chemau toată crema fotbalistică la un astfel de eveniment? Respectul oamenilor. L-au chemat pe președintele de la Metaloglobus și pe toți iesmenii care ridică mâna în ședințele federației. Cheamă-i și pe aceea. Bă, dar nu poate lipsi crema. Nu poate lipsi, pentru că cu acești oameni ne fălim, nu? Cu acești oameni ne mândrim. Au venit aceste valori. Kuman, de asemenea, întreba. Sevcenco. Toți întrebau. Pentru că ei se așteaptă să vadă pe Lucescu, pe Hagi, pe Trescu, pe Popescu, pe Chivu, pe Mutu. Vor să-i vadă. Adică nu le face cinste o astfel de abordare. Că nu pierd nimic. Nu vrea nimeni să le ia postul de președinte sau, nici nu sau ce mai sunt. Fost ales democratic, fost ales foarte bine, sănătos. Să aibă succes, să dea Dumnezeu să aibă parte numai de succese, pentru că noi suntem oameni de fotbal, suntem în fotbal și ne-am săturat să ne ducem pe afară să ne întrebe, bă, dar ce se întâmplă la voi? Ce e cu echipa națională? Ce e cu fotbalul vostru? Nu mi-ar plăcea să mă duc la Barcelona, să mă văd în tribună cu nu știu cine să zică, bă, dar ce echipă națională bună aveți? Că e echipa țării mele, da? Iar eu am în suflet echipa națională, indiferent cine este la conducerea Federației Române de Fotbal, că nu pot să schimb sângele în funcție de care este președintele Federației. Deci lucrurile astea trebuie făcute altfel. Prea multă ură, prea multă răutate. Da, așa este, ai perfectă dreptate. Bine, el a dat un răspuns diplomatic, aș zice chiar fățarnic, mă refer la Burleanu, nu vreau să transformăm emisiunea asta într-o critică, avem altceva de făcut în viață decât să ne ocupăm de Burleanu, dar cea mai bună dovadă i-a zis, nu, a trebuit să fie, era un protocol, Puiu Iordănescu care merita să fie invitat a fost. Hagi care merita n-a fost. De altfel și tu, înțeleg că ai ajuns după unele insistențe. Ce a scris dumneavoastră atunci, da, este adevărat. Adică prima oară ți-a dat ce să caute Gică Popescu. Da, nu, ce treabă am eu cu Euro 2020? Eu coordonând proiectul Euro 2020 în 2018 ianuarie. Da, e incredibil. Mă rog, fie la ei, ca să zic așa. Spune-mi, apropo de echipa națională pe care spui și pe bună dreptate cu ai în suflet, cum apreciezi numirea lui Rădoi? Plecarea lui Contra și numirea lui Rădoi? Mi se pare o alegere potrivită, ținând cont de transformarea în care se află echipa națională, odată cu turneul final Under-21 din vară. Sunt mulți jucători care bat la echipele naționale și pe bună dreptate prin ce au arătat acolo. Și mi se pare potrivit pentru că nu-i cunoaște cineva mai bine decât îi cunoaște Mirel. Și vorbește și de părțile bune și de părțile rele. Cred că este cel mai potrivit să facă această trecere calculată, pentru că dacă e pe toți 11 și bați, nu batem probabil multe echipe. Nu mai batem nici Malta. Nici Malta. Nu pentru că nu ar avea valoare, dar una este competiția la sub-21 și una este competiția de la echipa națională, cu toate că când am bătut Anglia, majoritatea jucătorilor de la englezi jucau în Premier League și joacă în Premier League. Dar una este echipa națională, una este Under-21. Lucrul acesta trebuie făcut treptat, cu grijă și cred că Mirel, cunoscându-i foarte bine și cunoscându-le potențialul celor de la sub-21, poate să facă această trecere foarte bine, fiind cel care a făcut performanță cu ei, îi cunoaște foarte bine și este cel care le poate da cea mai mare încredere. Că acești copii fotbal știu. Ei ce au nevoie? Să fie susținut, să li se dea încredere, să li se spună, băi băieți, ăsta e grupul de jucători cu care mergem la luptă, eu vă dau încredere, vă voi apăra, voi dați drumul și jucați. Este cel mai potrivit să facă lucrul acesta. Unii obiectează că e totuși prea devreme, 38 de ani și doar vreo 40 de meciuri ca antrenor. Mă rog, că nu are încă licență pro, contează mai puțin, că se acceptă, e înscris la cursuri. Da, dar avea la aceleași probleme, le avea și în vară, când avea Under-21 și a dus echipa la succes. Ții cum e la noi, la orice afirmație se găsesc trei observații critice. Da, că echipa n-a format-o, el a format-o Isăilă. Și că el doar a preluat-o. Și... Păi da, dar a preluat-o și ce a vrut cu ea a făcut bine. De acord cu tine, eu spun ce zice lumea. Ce zice lumea? La noi zice, lumea zice multe. Lumea nu zice niciodată nimic de bine de la bine. Noi. Antrenor Mirel, tot am zis de antrenor. Nu te-a tentat niciodată meseria asta de antrenor? Da. Eu nu am... Ai și încercat de altfel. Nu, n-am încercat niciodată. Nu, n-am încercat. Și știi de ce nu am... Ai vrut să iei licență la un moment dat. Păi eu am licență. A, ai licență. Am licență de antrenor, însă eu am zis că nu voi antrena niciodată atâta timp cât copiii mei vor face școala, pentru că a fi antrenor înseamnă să-ți iei familia, să te muți la Craiova, la București, la Istanbul, la Barcelona, la Timișoara, la Iași, da? Și asta ar fi însemnat să-mi iau copiii și asta să facă un an de zile școală aici, un an de zile școală în partea cealaltă, mâine la engleză, mâine la spaniolă, mâine la... Și nu ar fi avut o continuitate în învățământ, în educație. Și am zis, în momentul în care vor termina școala și vor intra la facultăți, atunci pot să mă gândesc. Și din fericire... S-ar putea să avem antrenorul Gică Popescu peste câțiva ani. Mai e greu acum să mai apuc de antrenorat, dar fata mea e deja studentă la una dintre facultățile de top din Europa. Studiază Business Administration la ESAD în Barcelona, care e o facultate de prestigiu în business din Europa. Băiatul meu este la academie, joacă fotbal. Și el n-a scăpat de școală. Iartă-mă, Gică. Nu a scăpat de școală. Când va termina școala, va trebui să facă și facultate. Și atunci este singurul loc. Și nu Nicolae. Este singurul loc unde nu negociez copiii mei lucrurile legate de școală. De ce nu? De ce? Nicolae, adică pentru un român, un oltean, cum ești tu. Am văzut, mă uitam o dată la un film, sau era un serial de film și îmi plăcea un personaj și îl chema Nicolas. Și am zis, așa îi vă pune numele copilului meu, noi ținând, oltenii ținem de naș. Și așa. Normal să pune numele nașelui. Nașul nostru și al copilului, Nicolae Zamfir, îl chema Nicolae, am zis, bă, că schimbăm ultima literă, n-o fi foc. Schimbăm ultima literă, Nicolae, dar noi îi strigăm Nicolae pe Nico. Îi ziceți Nicola sau Nicolas? Îi strigăm Nicolae. Nicolae, doar așa în buletine. Nicolae. Doar în buletine, dar noi strigăm Nicolae și lui îi place să strigăm Nicolae. Acum, încercând să, cum să spun, să dezbraci haina de părinte, crezi că va ajunge fotbalist? Fotbalist de talie. Eu cred că are toate ingredientele necesare pentru a face performanță. Știți cum a ajuns Nicola la academie? A venit Gică la un meci, juca cu voluntarii, a jucat la Voluntari și l-a văzut și a zis, băi, nu mai pierde timpul, fiul tău e genial, adu la academie. Și atunci, în 2 săptămâni, și-a făcut bagajele, era în perioada de vacanță, bagajele și la Constanța. Dar și el e cam firav așa, și el e un fel de Ianis, trebuie să mai pună pe el. Are 16 ani, a crescut 30 cm într-un an jumate. E înalt, are altă configurație. Și tu și Luminița. El are 1,87 la 16, aproape 17 ani. A crescut enorm. Nu putea să și crească, să se și dezvolte. Și nu se întoarce în centru apărării sau rămâne în mijlocaș? E mijlocaș central. El are calitatea să joace în mijloc. Adică are, cum spune Nea Zamfir, mecanica fină, oare bine sușită. Adică are talent, are talent. Deci ne-ai dat o veste care e în măsură să ne surprinde. Deci s-ar putea să vorbim în curând despre antrenorul Gică Popescu. E greu să-mi... Dar cum a fost? Asta. Ai dat niște teste, ți-o minte, și te-ai enervat și ai plecat? Nu, n-am ajuns. Trebuia unul dintre testele, dacă vreau să continui, să merg mai departe, trebuia să dau... Era un test, care mie se pare aberant, să conduci mingea printre jaloane. Și am zis eu, nu, așa ceva nu fac. Și să dăm de la jumătatea terenului câte mingi cad în poartă. Păi dacă îl puneai pe Mourinho la început, nu știu dacă dădea două din ele. Nu, cred că nu dădea. Sau Vahal. Vahal nu dădea niciuna, sigur. Da. Vahal niciuna. Păi ce are conducerea mingii printre jaloane cu licența? Meseria de antrenor. Meseria de antrenor. Păi aia poți meseria de jucător. Cel mai rău caz poți să iei pe ea de la juniori, să zici, bă, tu trebuie să le arăți copiilor cum să lovește mingea cu exteriorul, unde să pui piciorul de sprijin, cum trebuie să conduci mingea prin de jaloane. Aia la junior, la 8 ani, da, trebuie să o știe să o facă. De-aia sunt foarte buni foștii jucători la copii și juniori, pentru că le arată cum să lovească mingea, unde pui piciorul de sprijin, cum lovești mingea cu capul, cum ai poziția în teren. Dar la nivelul ăsta mi se pare prea mult. Așa este. Așa este, ai dreptate. Dar mă rog, probabil că e metodologia lor, eu știu. Da. Dacă te făceai fotbalist, înțeleg să mergi între jaloane. Nici dacă atunci, antrenor, poate nici că nici atunci. Nici atunci. Aia se dau la 8 ani. Cu... La 8 ani, când îi chem copiii ca să le vezi anumite abilități, ia treci mingea între jaloane și vezi care au abilități sau care nu au abilități. Gică, te mai gândești vreodată, sincer așa, bărbătește, să candidezi la președinția Federației? Ai avut două întâmplări nefericite, să zic. Prima oară ai pierdut alegerile, a doua nici... Doar nici n-ai mai apucat să participi. Vă spun un singur lucru și să nu mă întrebați mai mult decât vă spun acum, că în 2005 mi-era foarte ușor să fiu președintele Federației. Atâta vă spun și nimeni mai mult. Stai, nu înțeleg. Cum adică? Așa cum vă spun eu. Sufletește, mental, puteai să fii sau cum? În 2005, dacă vroiam, da, și dacă eram dispus să fac anumite... Concesii, compromisuri, eram președintele Federației. Eu mi-aduc aminte cât de cât. Era povestea cu, cum să spun, cu voturile unor cluburi sindicale din minerit. Nu știți nimic și nu știe nimeni ce vă spun eu acum. Deci dacă vroiam, și acum iar o să bubuie site-urile și, da? Dacă vroiam în 2005, da, să fiu președinte, puteam să fac anumite compromisuri și eram președinte fără să mă doară capul. Când a câștigat Mircea Sandu, vreo 34 de ani. 130 la 102. Am avut 102 și că Mircea Sandu 130 a avut. La vremea respectivă s-a zis care au fost voturile conduse de Condescu dintr-o direcție în alta. Cel puțin zici că nu e adevărat. Nu știu dacă a fost adevărat. Eu întâlnindu-mă cu domnul Condescu în... turneul meu de a promova și de a mă face cunoscut și a-mi face cunoscută viziunea despre cum doream eu să conduc fotbalul în 2005, m-am întâlnit și cu domnul Condescu. Surprinderea mea a fost că după alegeri, domnul Condescu a ieșit în presă și a zis că nu m-am dus să-l vizitez. Eu fiind la domnul Condescu și prezentându-i proiectul într-una dintre vizitele mele în țară. Dar la ce vă spun eu nu are legătură cu domnul Condescu. Da, am înțeles. Înseamnă că zvonul a fost fals. Și atunci, știți de câte ori mă gândesc, da? Și păi, dacă eu aș fi fost altfel și aș fi făcut compromisuri, viața mea s-ar fi schimbat în totalitate atunci, în 2005. Și tot parcursul ulterior. Și așa te gândești în viață. Păi, e bine întotdeauna să fii corect, așa, să fii corect în țară la noi. Da, tu n-ai făcut compromis nici când ai venit la Steaua și Steaua te ține cu forța și ai plecat. Acum vă întreb, uitându-mă la tot parcursul după aceea, da? De multe ori mă gândesc, bă, dacă atunci făceam compromis, un compromis, nu era decât un compromis, da? Totul s-ar fi schimbat. Nu pot să-ți dau răspuns că nu știu despre ce e vorba. Și am zis, nu, eu sunt un tip corect, eu mă duc la luptă, eu mă bat, cine vrea să mă voteze, să mă voteze. Da? Și m-am dus cu pieptul, cămașa deschisă, în fața gloanțelor. Pentru că, cât eram eu de Gică Popescu, nu aveam experiența pe care o avea Mircea Sandu și nu aveam relațiile domniei sale și nu aveam cum. M-am dus cu pieptul dezvelit, nu m-am dus cu armele încărcate. Da, da. Și mă gândesc, cum ar fi arătat tot ce s-a întâmplat după aceea, viața mea, dacă eu atunci acceptam un astfel de compromis. Un altfel, nu avea nicio legătură financiară, nimic. S-a făcut un compromis. Nu, eu corect, ce o să zică lumea, că eu zic că Popescu la corect, eu am fost corect și toată viața mea așa merg. Și ce s-a întâmplat după aceea, mă face să mă gândesc, bă, da, în viață câteodată, poate un compromis se ține de cald. Da, e posibil. Nu știu, tu nu cunosc toate piesele. Credeți-mă, puteam să fiu președinte fără probleme. Bun, și la alegerile următoare, când n-ai mai apucat, practic... N-am apucat. Să... Atunci la dat Mircea Sandu, a făcut-o bine, a avut-o gen Burleanu, da? A făcut ca un politician, repede a pus-o repede în februarie, n-am mai așteptat și n-aveam timp. N-aveam nici să fac echipa... Eram nepregătit atunci, în 2009. Crezi, sincer, crezi că Burleanu a avut un amestec în toată, cum să spun, în tot necazul al tău? El personal nu. Păi ce putere avea Burleanu? Mă rog, sau cei despre care se spune că ar fi în spatele lui Burleanu. E greu de spus. Să spun acum, fără să am o certitudine, ar fi nedrept. Nu știu, eu... Cum știți dumneavoastră, citesc prin presă, văd pe la televizor că mai este unul, mai este altul și spune că se știau condamnările cu nu știu câte zile înainte și nimeni n-a spus nimic. Batista pe țambal. Bun, și din... Bine, condamnarea în sine a fost bizară. 3 ani, 1 lună și 10 zile. De ce nu 3 ani, 1 lună și 12 zile? Sau... Nu știu, era un calcul matematic. Din care ai stat fix 20 de luni. 20 de luni, mai mult de 1 an și jumătate. Te-a întărit perioada aia de detenție. Ce nu te omoară, te întărește. Bine, a fost nenorocirea că s-a prăpădit tatăl tău, care e o pierdere irrecuperabilă, sigur. În rest, da, ăla e greu de acceptat. Adică, eu sunt convins că dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat în 4 martie, tata ar fi fost și astăzi în viață. Și asta e greu de acceptat. Dar eu l-am cunoscut și știu cât era de mândru că e tatăl lui Gică Popescu. De asta a murit de mândrie. I-a căpat inima de mândru ce era. A murit de inimă rea, practic. Da. Da, deci, oricum, răspunsul este clar. Nu vei mai candida niciodată. Nu voi mai candida pentru că nu mai am motivația pe care o avem atunci și nici cei din echipa mea nu mai sunt aceiași. Eu veneam cu majoritatea membrilor din generația noastră, aveam un proiect frumos, fiecare sunt cu alte lucruri, repet, motivația mea nu mai este la nivelul de atunci și cât timp să te tot lupți, să te tot lupți. Până la urmă zici, băi, știi ceva, am încercat, nu s-a putut, am încercat odată, nu s-a putut, am încercat a doua oară, nu s-a putut. Nu să stau toată viața să mă căpățânez către federație. În viață sunt și alte lucruri pe care putem să le facem, aia n-a fost să fie, nu a zis, bă, tu nu ai dreptul acolo, vezi de treaba ta, îmi văd de treaba mea. Experiența din detenție, cum să spun, te-a marcat profund? Marcat. Nu, a fost foarte, foarte greu de acceptat în momentul în care s-a întâmplat. Să știu că 2 ani de zile voi sta departe de copii, ei au suferit enorm, s-au și maturizat mult mai repede, dar aș fi preferat să se maturizeze mai încet și mai târziu. Dar nu e simplu. Nu e simplu când a doua zi aveam minim 75% singur și toți ceilalți 25% pesimist, da? Și dintr-o dată se întâmplă ce s-a întâmplat. Și mai spun o chestiune. În preziua, sau pe 4 martie, că a fost marți. Da, nu? Da, a fost 5 martie a fost alegerile. 4 martie te-au arestat. Da. Pe 4 martie dimineața ne-am dus la Casa Fotbalului să ne aranjăm locurile, fiecare candidat avea un număr de invitați. M-am dus, mi-am ales locurile și m-am urcat la pupitru unde ar fi trebuit a doua zi să vorbesc. Da, da. Să fie locul tău. Da, să le vorbesc, să-mi prezint programul. Aveai câteva minute la dispoziție. M-am așezat și știam că am 75% voturi pesimist și nu mă vedeam președinte al OAZ. Am avut o stare incredibilă. Deci nu mă vedeam. Eu mâine ar trebui în mod normal să vin aici să țin speech-ul de președinte al Federației. Nu mă simțeam... Adică aveai așa o intuiție negativă. Ceva. Da. Și atunci a fost așa, m-am cutremurat, am zis, bă, dar cum să nu? Mâine voi fi președintele Federației. Cum? Știam că nu am văzut nicio condamnare până atunci. Eu având la Înalta Curte opinie separată de achitare, asta n-a vorbit nimeni niciodată, eu la Înalta Curte, din cele 3 judecătoare, președinta completului a dat achitare. Celelalte 2 doamne au zis nu, toată lumea l-are judecare. Deci dacă una dintre cele 2 a fost de acord... Atunci. Deci am avut la Înalta Curte, care este Curtea Supremă, nu? Am avut achitare, opinie separată. Și toată lumea spunea, ducând probele pe care le-am dus atunci în Înalta Curte, că va fi copy-paste și la rejudecare. Copy-paste, dar nu a fost. Da. Mircea Sandu, aici în emisiune, a spus că a primit înainte de a renunța să candideze, când a câștigat Burleanu, a primit niște semnale că ar fi bine să-și vadă de treabă, să nu-și riște, practic, libertatea. Tu ai primit asemenea semnale? Adică ți s-a sugerat că ai fi... Să-mi aduc aminte de ele, nu. Și am fost întrebat de foarte multe ori, băi, nu ți s-a transmis? Niciodată. Sau poate mi s-a transmis și eu nu le-am perceput, sesizat, nu le-am sesizat, dar așa să vină ea cineva să zică vezi de treaba ta că mai bine stai deoparte. E mai bine să te retragi. Mă retrag, nu mi-a zis, nu mi-aduc aminte și n-a fost nimic așa cum vă spun acum, între 4 ori să te ia cineva să spui uite asta. Nu. Da, Mircea Sandu a susținut asta, acum sigur că e o părere. Da, nu. Eu să-mi aduc aminte o adiere, de o astfel nicio de... certitudine. Nu, și dacă nu e certitudine, să facem speculații acum, nu. Sigur, n-are niciun rost. Adică nici să-l implicăm pe Burleanu în ceva în care n-are niciun amestec. Nu, și, adică. Știi ceva, eu nu vreau să... Repet, am auzit tot felul de scenarii. Eu n-am făcut altceva decât să respect o decizie a instanței. Nedreaptă, din punctul meu de vedere nedreaptă, dar a fost o decizie a instanței, am respectat-o, am dus-o cu așa cum am putut eu mai bine la bun sfârșit și a dat-o. Să apuc acum să comentăm că un zvon, că alt zvon, neavând certitudine, da, este greu să te probe. Da, eu mă întorc la ce spuneai mai devreme. În ce a constat compromisul? Ți-a cerut cineva să, nu vă spun. Să dai din casă, să... V-am spus, nu era un lucru. Este un lucru care cred că se face în toată lumea. Eu n-am vrut să-l fac. Da. Bun, hai să ne întoarcem și să încheiem. Eu n-are rost să insist. Te cunosc de prea multă vreme ca să cred că aș putea să aflu ceva în plus. Cum a fost cu perioada aia Steaua, unde ai jucat cât? 10 meciuri ai jucat cu tot. Mi-am notat eu exact câte meciuri ai jucat la Steaua. În perioada Armatei? 13 meciuri în 88. 13 în campionat, poate. În campionat, da. Plus cupele europene, că am ajuns în semifinale. Și, practic, ai plecat... Eu eram militar. În 2 luni de zile, în perioada dinainte de sărbătorile de iarnă, ne-a luat la garnizoană, la Steaua, pe mine, Zamfir și Crișan. Da? Și ne-a ținut 2 luni de zile în garnizoană. Ne-a lăsat să plecăm de sărbători acasă și când mergeam din Craiova, mă îndreptam către Calafat, eram cu tatăl meu în mașină, ne-a oprit mașina miliției de atunci și ne-a zis, haideți că vrea să vorbească primul secretar, domnul Traian Ștefănescu, cu voi la sala polivalentă. Avea, nu știu ce... Manifestare. Da? Sau manifestație. Și ne-am dus, dânsul a ieșit de la prezidiu, a venit în spate într-o cameră și mi-a zis în felul următor. Gică, sunt presiuni mari asupra mea să-ți dau voie să pleci la Steaua. Dânsul spunându-mi de fiecare dată când venea pe la noi, pe la cantonament, stai aici, termină facultatea, familia ta este în Craiova, tu ești oltean de aici, stai aici. Un tip foarte, foarte, foarte corect. Traian Ștefănescu. Eu te las să pleci la Craiova pe perioada armatei, însă promitem că te întorci înapoi după terminarea stagiului militar. Tatuașul prin secretar. Cum să nu? Mă duc în armată, fac joc la Steaua pe de armate, vara mă duc înapoi. M-am dus la Steaua, am avut acel retur senzațional, am câștigat campionatul fără să fim învinși, am jucat semifinalele Cupei Campionilor, meciul cu Benfica, când ne-a scos Benfica, am jucat finala aceea de pomine când am ieșit de pe teren, da? Am câștigat și foarte mulți bani la Steaua în acea perioadă și mă dezechilibrasem. Mă dezechilibrasem pentru că jucam alături de jucătorii uriași. Plecase decât Loții și Belo, în rest era... Nu, Belo, în 88, Belo cred că era. Nu mi-aduc aminte. Cred că era. Da, da, nu, sau nu, cred că plecase Belo. Deci era echipa cu Gică, cu Lăcă, cu Pițură, cu Majaru, cu Stoica, Iovan, Bumbescu, toată echipa. Toată crema. Toată crema, da? Și e frumos să joci lângă astfel de jucători, crești foarte mult. Dovadă că eu când m-am întors de la Steaua la Craiova eram cu totul și cu totul alt jucător, cu altă personalitate, diferit. Și am terminat vacanța, m-am dus la Calafat, eram în vacanță la Calafat și când am plecat dimineața, le spun alor mei, știi ceva, eu cred că rămân la seara înainte de a pleca, eu cred că rămân la Steaua, că îmi place, tata a nebunit. Băi băiatule, păi noi ne facem de râs? Păi noi suntem o familie serioasă, ai promis omului eluia, tu trebuie să vii. Când am plecat dimineața, mama a lăsat-o plângând, lipită de stâlpul porții de la Calafat, plângând, tata nici nu m-a salutat, avea mașina parcată și nu puteam să o ies în curte, s-a trezit dimineața, a dat mașina la o parte, a trecut pe lângă mine, rachetă, nici nu s-a uitat la mine, nici nu m-a salutat și am plecat, am ieșit seara cu Dan Petrescu la masă și eram așa... Îndoit. Și tata m-a sunat la prânz și mi-a zis, băi, sunt aici la club cu oamenii ăștia, nu ți-e rușine? Tu trebuie să vii aici, doar avem o promisiune și m-a întors. M-am dus seara cu Dan Petrescu și zic, a doua zi începeam pregătirile cu Steaua, zic, Dane, mă întorc la Craiova. Mă întorc la Craiova, băi, eu aveam o promisiune făcută unui om, trebuie să mă întorc. Bă, dar aici ai rămas, uite, performanța aia. Mă întorc. Și a doua zi dimineața la ora 5, mi-am luat mașina, m-am dus la Craiova, am întors, erau vreo 300 de oameni la club, nu le venea să creadă. M-am întors, după care a început acea alergătură prin toată țara. Aveam mandat de arestare, eu fiind sergent major la Steaua. Da, da. Și unde mă duceam în zona Olteniei, mi-arătau mandatul de arestare. Aveam mandat de arestare. M-am antrenat singur cu Nea Zamfir pe la Govora, după aia ne-am ascuns în Bulgaria o perioadă. Am fugit, am fost cu echipa la un turneu la Petroșani și când eram la plimbare seara, a venit repede la noi și ne-au zis fugiți, duceți-vă la Craiova că a venit să te aresteze, a plecat o mașină din Craiova, fac tot felul de zvonistică. Și am stat ascuns toată perioada și prima etapă era la Oradea. Dacă aș fi jucat meciul de la Oradea, nu mă mai putea trece Steaua pe listele UEFA să joc Liga Campionilor și rămâneam la Craiova. Confirma întoarcerea. Am plecat cu avionul, cu bodyguards după mine, tata, un unchi de-al meu, mă rog, bodyguards în ghilimele, da? Am stat în avion după ce a coborât echipa vreo oră jumate, m-am dus la hotel, am stat cu minte în hotel, m-am echipat în hotel, da? Echipa s-a dus la stadion și când am ieșit la încălzire, am ieșit direct pe teren, îmbrăcat de la hotel, am jucat meci și m-am lăsat în pace. O adevărată saga. Da. Bun, atunci Craiova te-a iubit foarte tare. După povestea cu Dinamo, am făcut asta, am făcut asta în interviu și spuneam că iubirea pe care am simțit-o acei 2 ani de zile 88-90 nu am mai simțit-o în nicio altă parte, indiferent de performanțele pe care le-am făcut. Nici la Galatasaray, unde am făcut super performanțe, nici la Barcelona, în nicio altă parte. Cum am simțit iubit în acei 2 ani 88-90. Craiova când iubește, știe să iubească. Acum, pentru alea 3 luni de zile, de la Dinamo, spus, mi se pare prea mult la un video. Da. Adică lumea a uitat. Aia a fost o greșeală? Greșeală, dar am recunoscut-o. Doar n-a greșit nimeni, toți suntem perfecți, în afară de mine toată lumea e perfectă, nu? Eu am greșit și nu se trece nici după 19 ani, nu se trece cu vederea. Și nu sunt singurul jucător de la Craiova care a jucat la Steaua. Cămătar a jucat, nu știu, un an, 2 ani de zile cât a jucat Cami. Ilie Balaci. S-au dus la Dinamo. Au jucat și au jucat, nu 3 luni de zile. Au jucat la Dinamo, care s-au întors apoi la Craiova. Au uitat oamenii când am renunțat la mulți bani la Steaua ca să mă întorc la Craiova să facem echipa aceea frumoasă cu cârțul aceea în 88-90, echipa care în 91, după ce am plecat eu, a ieșit campioană. Da? Deci chiar așa de repede uităm lucrurile frumoase pe care un om le-a făcut și îl punem la zid și nu-l mai iertăm niciodată? Asta e stilul nostru, Gică. Nu vi se pare prea mult? Asta e stilul nostru. Să-i judecăm pe alții, dar nu vi se pare mult prea mult și mult prea mult și mult prea... După părerea mea, exagerat. Asta spun. Îți mulțumesc mult. Am ajuns la sfârșit. Dacă tu ai ceva de spus, te ascultăm. Nu, nimic. A fost o plăcere, ca întotdeauna. Doamnelor și domnilor, a fost Gică Popescu, unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului românesc. Dați-mi voie și numele dumneavoastră să-i mulțumesc. Încheiem aici, noi ne revedem miercuri seara. Până atunci vă urez tuturor să vă meargă cât mai bine.